Pista 2. Enigma Otiliei de George Călinescu. La internat, colegii nu mai vorbeau despre femei decât cu râsete indecente și cu mister, iar slugile, singurele ființe de gen feminin pe care le întâlneai pe aproape, aveau vorba mușcătoare și luătoare în râs. Pentru întâia oară, Felix era prins de braț cu atâta familiaritate de o fată și pentru prima oară, luând act de izbucnirea unei simțiri până atunci latente, încercă și acul geloziei, văzând cum Otilia generalizează tratamentul. Zarurile zorneau pe masă între cele patru capete strânse în jurul luminii de lampă. Jucătorii emiteau numai scurte exclamații tehnice, Moș Costache râdea doar în favoarea câștigătorului, iar Aurica privea nemișcată cu fața între palme, aruncând câte ochire și la Felix. În fața bătrânului se afla o chestia de tutun, din care acesta apucă mereu făcând țigări de mână, pe care le lipea scoțând foarte tare limba afară și bulbucându-și mai rău ochii. Fabricatele le strângea apoi într-o mare cutie de tablă. Pe masă se mai vedeau la o parte un morman de cărți de joc, de unde se putea deduce că tablele reprezentau doar o distracție trecătoare de antrenament. Trecuseră peste 2 ore de încordare monotonă, de când Felix fusese uitat acolo și nimeni nu se mișca de la masă. Într-un târziu, Pascalopol lovi zarurile definitiv în semn de încheiere și se lăsă, respirând tare, pe speteaza scaunului. Cocoana Aglaie, eu zic să trecem la cărți. Aglaie luă un pachet de cărți în vreme ce Costache se ridicase și cu o grijă minuțioasă strânsese jocul de table și îl pusese deoparte, le mestecă și le depuse în mijloc, în scopul de a fi tăiate. Cine joacă? Întrebă ea. Aurelia făcu un semn de participare cu capul. Aglaie se făcu că scotocește într-o pungă de satin, că dibuie pe masă și în cele din urmă spuse speriată. Comedie, dar nu mai am niciun ban. Costache, n-ai tu câțiva franci să nu mă mai duc până acasă? Costache se arătă înspăimântat și se apără bolborosind. N-am. Pascalopol puse în evidență un gros pormoneu de marochin roșu, din care luă 4 piese mari de argint, de câte 5 lei. Coana Aglaie, îmi pare rău. Aglaie păru a fi muncită de scurtă repulsie, apoi se dădu învinsă. Bine, ne socotim noi la sfârșit. În vreme ce Aglaia împărțea cărțile celor 4 jucători, ea, Aurica, Costache și Pascalopol, Pascalopol scoase o țigare și o înfipse cu un capăt într-un țigaret de chihlimbar gros. Odilia trase un chibrit pe grătarul unei chibritelnițe și i-a prins țigara. Aglaie vru și ea una, însă numai de la Pascalopol, care i-o oferi cu o obișnuită grabă, Costache se mulțumi cu un noduros fabricat propriu. Chiar și Otilia, rugată din ochi de Pascalopol, își luă o țigară și trase din ea, așezându-se pe marginea scaunului musafirului. Centrul odăii se umplu din nou de fum proaspăt gros, care, trecând din lumină în umbră, semăna cu norii repezi ai unei furtuni. Cei 4 începură să joace, scoțând scurte exclamații necunoscute lui Felix, care nu știa niciun joc. Situația îi se părea tânărului fără scăpare. Dacă ar fi fost un simplu invitat, ar fi dat bună seara și ar fi fugit. Dar era acasă, era obosit și picat de somn. Jucând, tăcută și trăgând cu prudență cărțile, Aurelia lochea din când în când. Deodată zise: Otiliu, poate domnului Felix să ie foame. Otilia sări de pe scaunul lui Pascalopol. Vai, cum l-am uitat, ce zăpăcită sunt! Venind lângă Felix, îl întrebă și ea: ție foame, nu-i așa? Felix tăgădui cu capul, dar Otilia, răspunzând singură la întrebare cum firește că ți-e foame, se repezi ca vântul pe o ușă. Se auziră izbituri de dulapuri, ciocănituri și farfurii și Otilia reapăru în curând cu o farfurie pe care se aflau 2 prăjituri de casă. N-am decât asta acum, dar trebuie să mănânci. Spre a se încredința de supunerea tânărului, Otilia se așeză pe canapea foarte aproape de el și întinse cu mâna ca unui copil una din prăjituri. Felix o luă intimidat și începu să o mănânce încet sub ochii Otiliei, care aștepta. Într-adevăr, era foame. Otilia nu slăbi vigilența până ce nu sfârși prăjitura, apoi o întinse și pe cealaltă. Cu brațul stâng, trecut repede pe după brațul drept, aștepta și părea foarte mulțumită. Cum te simți la noi? Întrebă ea drept încheiere. În alte împrejurări, Felix ar fi întrebat-o dacă ea n-avea obiceiul să doarmă noaptea, dar acum era atât de puimăcit încât zise numai: bine. Satisfăcută de răspuns, Otilia îl părăsi și trecu din nou în spatele bătrânului, în cărțile căruia privi îmbrățișându-i gâtul. Apoi trecu și în spatele lui Pascalopol. Cine câștigă? Aglaie, șopti Costache. Într-adevăr, Aglaie, care juca foarte serioasă, începuse să-și reducă datoria față de Pascalopol. Ea privea din când în când și în cărțile Aureliei și câteodată trăgea de la ea câte o carte și o zvârlea jos. Aurico, nu ești atentă deloc. Când Otilia supraveghea pe Felix, Pascalopol aruncase ochii spre ei. Acum îl întrebă fără să ridice ochii din cărți. Domnule Felix, am uitat să te întreb, ce ai de gând să urmezi la universitate? Aș vrea să urmez medicina.
Firește, fiul de doctor, te înțeleg, foarte frumos. Aglaie păru foarte excitată de acest nevinovat dialog. Doctor, meserie nesigură, să umbli după clienți. Un doctor bun, muncitor, câștigă foarte bine azi, observă cu voce mângâietoare Pascalopol. Nu-i așa? Se interesă deodată Otilia. Pentru asta trebuie să ai cap, nu glumă, adăugă rece Aglaie, ca și cum era vădit că asta lipsea lui Felix. Nu mă îndoiesc, zise Pascalopol, de inteligența domnului Felix. Medicina cere ani mulți, urmă Aglaie, trântind cu ciudă o carte, cheltuială întreținere. Un orfan trebuie să-și facă acolo repede o carieră, nu să cadă pe capul altuia. Tonul cu care fu pronunțat cuvântul orfan și chiar cuvântul însuși, pe care nu-l mai folosise nimeni, în legătură cu el, jigniră profund pe Felix. Vai ce spui, tanti Aglaie, dar Felix nu cade pe capul nimănui, reproșă Otilia. Aglaie nu se dădu bătută. Vreau să spun că e moda acum cu universitatea. De ce să meargă la universitate? Are un venit, să-și găsească o slujbă acolo și gata. Eu pe titi las să sfârșească liceul și basta. Pascalopol luă țigaretul de pe scrumieră, trase un fum și îl depuse la loc spre a-și acoperi o preocupare. Un cocoș se auzi cântând prin apropiere. Pascalopol scoase ceasul și zise: Domnișoară Otilia, tânărului o fi somn, e târziu. Otilia sări iute de pe scaun și, mergând la Felix, întrebă: Ți-e somn? Ochii lui Felix și ora înaintată făceau întrebarea de prisos. Otilia îl luă iarăși de braț după ce tânărul apucase de jos valiza și îl îndreptă spre o ușă. Înainte de a-i păși pragul, Felix crezu de cuvință să zică bună seara. Pascalopol se grăbi să-i răspundă, întorcând capul. Aglaie răspunse și ea fără să ridice ochii din cărți, Aurelia îl urmări numai cu privirea. Trecură printr-o odaie neluminată decât de lună, care părea a fi sufrageria, apoi într-o săliță din care o scară de lemn ducea la etaj. Se urcară pe ea și ajunseră într-un coridor cu geamlâc, în care Felix recunoscu geamlâcul zării de jos din curte. O lampă de petrol, de o formă îngrijită, ardea într-un cui. Otilia o luă și începu să deschidă ușile odăilor care dădeau în coridor. Erau cel puțin patru. Doamne, zise ea, nu știu unde să te culc. Am uitat să spun să pregătească o cameră. Felix a avut impulsiunea, ca și cu prilejul prăjiturii, să declare că nu avea nevoie de nimic. Însă îi se păru absurd, deoarece neapărat trebuia să doarmă undeva. De aceea tăcu și luă parte prin așteptare la preocuparea Otiliei. Aceasta deschisese o ușă, intră singură înăuntru, de ridică ceva în pripă, fiindcă se auziră lovituri de scaune izbită și de dulapuri închise, apoi strigă lui Felix să intre. Până mâine dorme aici, este odaia mea. Fii fără grijă, e cam dezordine, dar o să mă ierzi, nu? Noapte bună, mâine vom sta de vorbă mai mult. Otilia spuse toate astea repede cu un râs grațios, dar cu siguranță în glas, mai dădu ochire odăii și ieși făcând lui Felix un salut cu mâna. Se auziră tropote pe scară, trântituri de ușă și apoi totul reintră în liniște. O lampă portativă cu abajur era aprinsă pe o masă rotundă, răspândind cercuri de umbre degradate prin casă și imprimând un rotocol alb în tavan. Felix privi în odaie. Încăperea era mai mult lungă decât lată și avea o fereastră care da în geamlâc, acoperită cu o mare cortină de pluș maron. Câteva fotolii scunde și mici de pluș maron, un scrin de nuc de modă veche dar masiv, un dulap de haine de același lemn și foarte lat, dădea odăii un aer bătrânesc dar elegant. Lucirea pereților atrase atenția lui Felix, care descoperi cu mirare că odaia era tapetată cu o hârtie dungată și cu mici flori de miosotis. În schimb, patul era nou și așa de scurt, încât părea un divan. Două suluri moi de catifea se sprijineau la capete pe speteze ornamentate, cu împletituri de pai. În apropierea ferestrei se afla o masă de toaletă cu trei oglinzi mobile și cu multe sertare. În fața ei se vedea un scaun rotativ de pian. Sertarele de la toaletă și de la dulapul de haine erau trase în afară de felurite grade și între ele se vedeau ca niște intestine colorate, ghemuri de panglici, cămăși de mătase mototolite, batiste de broderie și tot soiul de nimicuri de fată. Cutii de pudră numeroase, unele desfundate, flacoane de apă de colonie, destupate, erau aruncate în dezordine pe masa de toaletă, ca într-o cabină de actriță, dovenind graba cu care Otilia le mânuia. Rochii, pălării, zăceau pe fotolii, pantofi pe sumasă, jurnale de modă franțuzești mai peste tot, amestecate cu note muzicale pentru pianoforte. Pe un fotoliu se găsea un morman de cărți, cele mai multe nemțești, dar și romane franțuzești din colecția Calman Levy, ilustrată și cartonată. Deasupra se vedeau Mademoiselle de la Sellier, de Jules Sandeau, Indiana de George Sand. În cameră mirosea pătrunzător a pudră și parfumuri. Felix se lăsă pe marginea patului, neîndrăznind însă să profaneze cu somnul său acest ascunziș feminin.
Atunci văzu că patul era însuși plin cu tot felul de nimicuri, de perne de catifea cu broderii aplicate, de păpuși de stofă, de rochii și jupoane zvârlite în gravă și că nu se zărea nici umbră de plapumă ori de întocmire pentru dormit. Otilia uitase acest amănunt. Felix se întinse puțin pe pat, spre a-și odihni emoțiile neînțelese pe care le încercase de câteva ore. Un cocoș se auzi foarte pe aproape, bătând din aripi și cântând. Lui Felix îi se păru că aerul din casă își schimba în mod ciudat culoarea și că lampa nu mai dădea atâta lumină. În peretele opus ușii, o mică oglindă făcea o pată alburie. Felix se ridică și suflă în lampă și atunci își dădu seama că oglinda prin care se vedeau acum coame de copaci era o fereastră. În odaie era o lumină dulce crepusculară. Felix se întinse din nou pe pat cu capul pe un morman de perne decorative, fără să se dezbrace. Era hotărât să nu se culce, ci numai să se odihnească, intimidat de acest interior, care nu părea pregătit să-l primească. Prin mintei se perindară toate întâmplările din decursul acestei seri ciudate, figura spână a bătrânului, scările scârțâietoare, chipurile din odaie. Apoi toate capetele începură să se apropie și să se depărteze de masa de joc, ca într-o horă, un clopot răsună deasupra lor și căzu cu un fum gros la mijloc, iar cele două brațe subțiri îl cuprinseră de gât, în vreme ce un glas șopti de fată întrebă: "Te simți bine la noi, nu-i așa?" Felix se lăsă în voia brațelor și se confundă cu ele în visuri. A doua zi, Felix fu trezit din somn de grindina repede a unui pian care răsuna prin apropiere. Cineva trecea mâinile cu jovialitate deasupra clapelor, cântând cu multă dexteritate un exercițiu complicat care varia la infinit o temă. Felix își aminti numai decât de mâinile lungi ale Otilii și nu se mai îndoi că ea era cântăreața. Sări înfricoșat din pat, soarele era sus pe cer și pătrundea în odaie din două părți. Tânărul își îndreptă puțin hainele, potrivi locul pe care dormise și a avut intenția să se spele, dar în cameră nu găsi nimic trebuitor. Scoase atunci din valiză puțină apă de colonie cu care își dădu pe față și pe păr. Acum nu mai știa ce să facă. Să stea în odaie cum îl îndemna ascuns timiditatea ar fi fost necuvincios. Să iasă, se temea să nu nimerească unde nu se cade, necunoscând casa. Aruncă o clipă privirile pe fereastra cea mică și constată că dădea într-o curte vecină. De altfel, era o fereastră condamnată care ar fi urmat să fie astupată în cazul unei construcții alăturate, dar pe care se vede relațiile dintre vecini o îngăduiau. În curtea de alături, Felix văzu o casă fără etaj, cam veche, dar solidă și largă. Ferestrele înalte aveau deasupra frontoane grecești de tencuială și intrarea avea chipul unei tinde sprijinite de două coloane vopsite, ca porfirul, ai cărei pereți erau zugrăviți pompeian. De-a lungul pereților se înșirau hârdaie mari cu oleandri și de jur împrejurul ogrăzii erau straturi de flori prejmuite cu nuiele. Mai spre fund se vedea și un chioșc de lemn vopsit verde, în care Felix zări pe bătrânul de peste noapte cu barbișon și broboadă, care broda mereu. Înțelesese acum că tanti Aglaie, cu Simion al ei și cu Aurica, locuiau alături. Felix mai dădu câteva ocoluri odăii, ascultând exercițiile Otiliei, care le intona și vocal acum, cu un glas subțirel și tremurat. În sfârșit, se hotărâ să crape ușa, fiindcă auzise niște bocănituri pe alături. Abia scosese capul și răsări înainte fața spâna lui Moș Costache, care îi se păru acum mai buzat și mai stacojiu la față. "Ai dormit bine?" întrebă el cu vecinica lui Răgușală. Părea foarte binevoitor și mai ales servil de politicos din cauza fizicului meschin și a continuei frecări a mâinilor. "Vino să-ți arăt odaia dumitale." Pe același coridor, Moș Costache călăuzi pe Felix la o altă ușă deschisă de perete. "E gata, Marina?" "Gata, gata," răspunse arțăgos o femeie mătăhăloasă bătrână îmbrăcată rău ca o servitoare. "Dumnealui este?" Moș Costache consimți din cap. "Uite aici," luă femeia în primire pe Felix. "Ăsta-i patul, cum nici la mama dumitale n-ai avut." Într-adevăr, era un pat mare, cu tăbliile de lemn de nuc, sfârșite în două suluri groase cu capete de bile. Marina îl pipăi cu mâna demonstrativ. "Șezi pe el să vezi. Uite aici îți pui rufele, aici hainele, ghetele să le pui aici în cutie. Ai masă să scrii pe ea cât poftești." Odaia era asemănătoare cu a Otiliei, dar în locul tapetului era o zugrăveală verzuie. Și aci o mică fereastră dădea în curtea vecină. Marina urmă călăuzirile ei, dând lămuriri dintre cele mai indecente. Când Felix o privi mai bine la față, văzu că n-avea decât un ochi valid, celălalt era atacat violent de albeață și era pe jumătate închis de ploapă. "Ce faci?" se răsti deodată Marina la Moș Costache. "Nu-mi dai bani de cheltuială? Doar nu o să te hrănesc cu vânt." Moș Costache se bâlbâi. "Nu mai ai bani?" "Că mulți mi-ai dat," îi rânji bătrâna.
Această familiaritate miră pe Felix, care totuși observă că cu tot halul în care se află Marina, ea n-avea aerul să fie o slujnică. Anumite trăsături mai fine îi înnobilau fizionomia. Mai târziu el află că bătrâna era rudă îndepărtată a lui Moș Costache, pe care acesta, abuzând de împrejurarea că femeia, celibatară, n-avea unde să se ducă și era puțin slabă de minte, o folosea ca servitoare. Bătrânul își scărpină puțin chelia, apoi trase la o parte pe Felix, întrebându-l cu un glas și mai stins ca de obicei. Ai bani?" Felix se roșii la față și vârâ repede mâna în buzunar. Avea vreo 80-100 de lei cât îi mai rămăseseră după cumpărarea biletului de tren și care în fond îi fusese rădați de Moș Costache, conform unui aranjament, prin secretariatul internatului, ca bani pentru mici cheltuieli. Scoase un pormoneu în care ședeau tixite câteva monede de argint. Numai 5 lei," zise Costache, ochind pormoneul. Felix se întinse o piesă groasă și mare. Da, pâinea," sări Marina, pe care n-ai plătit-o de 2 săptămâni." Moș Costache își mai ciupi puțin fruntea și repetă umil. Mai dăm 5 lei. N-am acum la îndemână, sunt cam strâmtorat." Felix se întinse și a doua piesă. Între timp, pianul tăcuse, dar emoția nu-i îngăduise tânărului să audă trosniturile scării apropiate. Când întoarse capul, zări pe Otilia. Era cam palidă și avea ochii fix și mustrători. Papa, ce faci aici?" Bătrânul lăsă ochii în jos, gudurându-se. Nimic, i-arătam odaia. Te las pe tine să-i ții de urât." Și, frecându-și mâinile, bătrânul o lua mărunt pe scară în jos. Ți-a cerut bani?" întrebă supărată Otilia pe Felix. Nu, minții acesta." Ba, ți-a cerut," întări fata cu o intonație care n-admite replică. Papa este un om bun," urmă Otilia după oarecare trecere de timp, luând pe Felix de braț, însă are ciudățenile lui. Trebuie să fii îngăduitor cu el." Vrei să-mi ajut să iau ceva din odaie?" Otilia intră în camera în care dormise Felix și începu să scotocească, trăgând toate sertarele dulapului și ale toaletei și nemai închizând niciunul. Scoase o rochie de tiul cu multe volane și o aruncă pe brațul tânărului, mânuși de piele și de ață lungi până la coate, sticluțe, gheme, o perniță de ace și alte nimicuri, dându-le pe toate acestuia. Apoi îi făcu semn să o urmeze. Ajungând la capătul scării, începu să se coboare cu o repeziciune de pisică, abia urmată de Felix. Din sălița de jos a scării, intrară într-o odaie aproape goală în care se află un pian cu coadă cam vechi, cu capacul ridicat. Cele două ferestre ale odăi erau deschise. Mormane de note muzicale, de reviste de modă, erau aruncate pe jos, în jurul negrului pianoforte. În fața instrumentului era un simplu scaun de lemn, ca o tavernă cu tăietură în chip de inimă. Otilia se repezi la el și, așezându-se aproape călare, începu să alunge degetele subțiri asupra clapelor. Asta o știi?" întrebă ea pe Felix. Cânta o compoziție foarte la modă pe atunci, prin sentimentalitatea ei, chanson rus, și Felix, care avea cunoștințe muzicale, putând descifra cu ușurință la pian și la vioară, își dădu seama că îndemânarea și finețea Otiliei depășeau cu mult banalitatea bucății. Ah, zise Otilia, lăsându-și o clipă mâinile pe genunchi, ce sentimentală sunt! Apoi, înfigând din nou degetele în clape, începu să cânte rapsodia ungară de Liszt, indicând cu multă vigoare părțile grave, dar când intră în zona furtunoasă a compoziției, trânti deodată capacul peste claviatură și sări în picioare. Îmi vine uneori să alerg, spuse ea lui Felix, care ședea în picioare puțin cam încurcată de rochea și nimicurile cărora le sluja de cuier, să zbor. Felix, adăugă ea confidențial, vrei să fugim? Hai să fugim! Și mai înainte ca tânărul să se dezmericească, deschise ușa de perete și începu să alerge prin curte. Felix o urmă cu pași mari în vreme ce Marina din ușa bucătăriei, mânuind o lingură mare, strigă nebăgată în seamă de fată. Hai da, a început nebunia! Otilia o luase spre fundul curții, unde era foarte adâncă și plină de pom groși și stufoși. Un mic grilaj căzut pe alocuri indică despărțirea dintre curtea din față și cea din dos. Nu era nicăieri niciun strat, iarba creștea în neregulă. Un chioșc înalt de fier se vedea între copaci. Otilia alergase într-acolo și ședea acum pe banca circulară din interiorul chioșcului, în jurul unei mese de tablă vopsită. Felix sosi în sfârșit și el și depuse lucrurile sub masă. Otilia își ridicase sus picioarele subțiri și goale, vârâte de-a dreptul în pantofi, îmbrățișându-le cu brațele și scutură râzând pletele, care-i căzuseră pe ochi. După ce Felix se așeză pe bancă, Otilia desfăcu o cutie lată din care scoase niște bastoane lungi de ciocolată. Întinse unul tânărului, dar când acesta a vrut să-l ia cu mâna, i-al trase înapoi, ducându-i-l de-a dreptul la gură. Luă și ia un baston pe care începu să-l ronțăiască, înșirând în același timp pe masă mânușile de piele pe care se pregătea să le frece cu benzină. Va să zic că ai să studiez medicina. Domnul doctor Felix Sima, sună foarte frumos. Vreau să ajungi un doctor mare, dar mare.
Însă, apropo, Felix, fiindcă zici că te faci doctor, îmi bate inima grozav câteodată și îmi zvâcnesc vinele. Crezi că am ceva la inimă? Ia-mi pulsul. Și Otilia a întins o mână. Felix îi lua mașinal mâna rece și subțire, în care nu băteau decât ușor vasele sangvine, și apoi îi dădu drumul încet, fără niciun fel de verdict. Am uitat, zise Otilia râzând, că încă nu te-ai înscris. Am devenit ipohondră. Ce vrei? Când te întâlnești mereu cu Titi și cu unchiul Simion? Cine-i Titi? Întrebă Felix. Nu știi? Titi e băiatul lui Simion, pe care l-ai văzut aseară brodând, și al tantei Aglaie. Ai să-l cunoști. Băiat bun, săracu, însă cam... În sfârșit ai să-l cunoști, evită Otilia caracterizarea, făcându-i semn cu ochii să întindă mâinile spre a depăna o jurubiță de ibrișim. Dar de tanti Aglaia ce zici? Felix luă o atitudine neutră. Otilia oftă exagerat, dând ochii peste cap ca o madonă de Carlo Dolci. Of, Doamne! Tanti Aglaia are doi copii la care ține ca la ochii din cap, Titiș și domnișoara pe care ai văzut-o aseară, Aurica. Să nu cumva să-i atingi cu ceva. Mai are o fată care e măritată sau așa ceva. Am uitat să te întreb, îți place Aurica? Felix făcu un gest evaziv, să te ferești de ea că umblă să se mărite și se îndrăgostește de cine iese în cale. Otilia sfârșise de depănat ibrișimul și acum repara degetele mânușilor, fredonând o romanță italiană. Cine era domnul gras de aseară? Îndrăzni să întrebe Felix. Fata ridică o privire indignată asupra-i. Leonida Pascalopol gras? De ce e gras? Da, într-adevăr, e cam gras, să recunosc cu ea gânditoare. Am să-i spun să slăbească. Este tot un unghi? Se hazardă Felix cu jumătate de gură. Otilia izbucni într-un râs cristalin. Unghi? Ce bine ar fi! Nu e unghi, e un prieten al lui papa. Fiindcă fața tânărului se adumbrise puțin, Otilia a început să-i dea explicații volubile. Nu știi ce om bun este Pascalopul și ce bogat e. Are o moșie imensă în bărăgan și cai de călărie. Mi-a făgăduit că-mi dă unul. Ah, și cum aș vrea să am o trăsură luxoasă cu doi cai frumoși. Este foarte șic. Dacă n-ar veni Pascalopul, ne-am plictisit grozav, fiindcă papa e cam ursuz și nu-l prins pe acasă. Tu nu te plictisești niciodată? Eu da, oftă Otilia. Câteodată îmi vine să țip și atunci mă răzbun pe pian. Știi că m-am înscris la conservator, dar nu sunt încă bine hotărâtă. Aș fi vrut să urmez mai degrabă clasa de dramă. Dramă. Să fiu actriță, să am admiratori. Mi-au spus însă că nu prea am glas sonor. Tu ce zici? Otilia se ridică în picioare pe banca din chioșc și, întinzând mâinile, declamă cavernos. Voi sunteți urmașii romii, niște răi și niște fameni. De sus sărise pe Marina în bucătărie. Marino, țipă ea de departe. Ai fier de călcat? Este, confirmă femeia morocănos. În curând, Otilia călca în fața lui Felix, pe care nu le libera deloc din captivitate, rochia de tul, fluierând acum fragmente de șansonete de Fraxon. Terminând, își potrivi rochia pe deasupra ca un șorț. Crezi că o să-mi stea bine? Vrei să o încercăm? Hai să o încercăm! Și Otilia luă iarăși pe Felix de mâini și îl târâ în goană prin curte și apoi răpăind pe scară în sus până în odaia ei. Aici, fără nicio jenă, își trase peste cap rochia ușoară de casă, rămânând într-un jupon prins de umeri cu două panglici și îmbrăcă rochia albă de tul. Părea un fluture alb care mișcă ușor din aripi. I-a făcut câțiva pași de menuet, fluierând o melodie. Apoi, ținându-și cu mâinile îndepărtate capetele rochiei, făcu o reverență adâncă fața lui Felix. Uitându-și de mărunțișurile din chioșc, Otilia se luă cu vorba și, în curând, ea și Felix ședeau pe marele divan din fața unui vraf de fotografii, albume și alte nimicuri, scoase de fată de prin sertare și aruncate acolo. Cu picioarele încrucișate turcește, Otilia explică orice lucru. Ăsta ești tu când erai mic și aici sunt eu. Felix privi cu mirare fotografia. Două doamne în rochii strânse la mijloc violent, cu sânii încorsetați, ședeau cu demnitate pe două scaune rezemate pe un fundal, reprezentând norii rostogoliți. De fiecare latură, câte un bărbat în picioare se rezămă de un ciubuc al unui scaun, cu câte un picior pus în cruce peste celălalt într-o simetrie fotografică ridiculă. Un bărbat era ofițer și în el Felix recunoscu pe tatăl său, celălalt cu redingotă și pantaloni umflați, fără dungă, era Moș Costache. Doamnele țineau câte o mână pe umerii a doi copii așezați în picioare, între un bărbat și o femeie. Era un băiat și o fetiță, fiecare sprijinit pe câte un cerc mare. Felix îi privi nedumerit, neghicind bine identitatea lor. Ia să te văd dacă ești perspicace, zise Otilia. Care sunt eu și care ești tu? Felix fu surprins să nu se recunoască în băiat, al cărui păr de altfel era dat peste urechi cu ajutorul unei panglici. Ăsta ești tu, lămuri Otilia, arătând pe fată. Și asta sunt eu.
și puse degetul pe băiat. Într-adevăr, fata cu părul lung, cam bălai, și cu rochie cu platcă, garnisită cu dantelă, avea trăsăturile lui, îndeosebi nasul drept. Bizară fantezia părinților, de care Felix își reaminti vag. Știa că avusese părul lung înodată în panglici până la vreo 3-4 ani și că purtase adesea rochie. Cei caragios râse Otidia și se pregătea să facă cu un creion chimic mustăți ipostazei sale din fotografie. De ce vrei să o strici? Îi reproșă Felix. E o amintire. Ah, privi Otilia curios. Și tu ești sentimental? Felix tăcu. Nu știi că onorații noștri părinți aveau intenția să ne căsătorească? Ca la chinezi, mi se pare. Cum Felix lăsase capul în jos încurcat, Otilia l-analiză foarte serios. Tu n-ai nicio prietenă? N-ai iubit niciodată? Aha, înțeleg, interpretă ea tăcerea. Domnul e timid sau discret? Otilia continuă să frunzărească fotografiile, apoi recomandă călduros lui Felix fiecare din cărțile sale, punându-i-le generos în brațe, în sfârșit își aduse aminte înspăimântată. Vai, am uitat de mașina de călcat, să știi că s-a răcit și am atâta treabă! Și lăsând toate baltă, se repezi furtunos pe scări în jos. Curând, în curte se auziră fredonările Otiliei. Felix își alesese o carte și coborâ și el în grădină, așezându-se pe o bancă unde începu să citească. Era plăcerea lui cea mai mare, pe care și-o satisfăcea cum putea, împrumutând cărți sau când avea bani cumpărând. În odaia pe care și-o păstrase în casa de pe strada Lăpușneanu, avea de pe acum o mică bibliotecă. Citia astfel o bună bucată de vreme. Când își ridică capul din carte, Otilia dispăruse cu lucrurile și cântecele ei. Marina se îndrepta greoi spre casă cu un vraf de farfurii. Soarele era sus pe cer, totuși încă vreo oră nimic nu se întâmplă și Felix continuă lectura. Cu felul lui accelerat de a citi, înghițise 3/4 din volum, când poarta se deschise și apăru pe ea Moș Costache, în haine albe de dril și cu o panama pe cap zgârcită de vechime și multe spălări. Era foarte vesel, judecând după țuguierea groaselor buze și ținea la subțioară cu mare grijă un pachetel învelit în jurnal. Nu mult după aceea, Otilia strigă tare din casă pe Felix, poftindu-l la masă. Sufrageria, văzută ziua, era o încăpere tot așa de înaltă ca toate odăile de jos, părând din cauza înălțimii îngustă, deși în realitate era destul de largă. Mobila era greoaie de nuc, cu ciubucuri fantastice și mari ca niște bombe, iar prin geamul bufetului se ghicea o dezordine generală. Moș Costache, Otilia și Felix se așezară la 3 din laturile mesei și Marina a început să aducă masa. Felix observă că mâncărurile erau prea abundente, parcă destinate unui număr mai mare de persoane, sau gătite cu o voluptate după o îndelungă foamete. Bătrânul mânca cu mare lăcomie, vârând capul în farfurie, în vreme ce Otilia gusta cu indiferență. Bucatele erau nu numai copioase, dar și numeroase, ceea ce nu miră deloc pe Moș Costache, care mâncă din toate. Alături de tacâmuri ținea sub atentă supraveghere pachetul învelit în jurnal.